În anul 1928, Societatea pentru Profilaxia Tuberculozei din Iași l-a invitat pe poetul George Topărceanu să țină o conferință. Poetul avea vârsta de 42 de ani și fusese în calitate de ofițer de rezervă al Armatei Române în campania din războaiele balcanice și în războiul reîntregirii, căzuse prizonier la Turtucaia și până la sfârșitul războiului a fost ținut în prizonierat pe teritoriul Bulgariei. Deci avusese ocazia să cunoască din proprie experiență ce însemnau epidemiile în rândul trupelor românești sau în rândul prizonierilor aflați pe teritoriul Bulgariei. George Topărceanu a venit la conferință cu un poem intitulat Bacilul lui Koch. Evident, o conferință în versuri. Mult onorate doamne, distins auditor, la festival când vine tot omul, e dator să asculte înainte de partea amuzantă, o conferință lungă și foarte importantă, conform acestor date sinistre, așadar, avem între culise un conferențiar. Un om cu greutate, un personaj care, să nu luați aceasta drept o amenințare, dar ca să nu planeze asupra noastră vina că am neglijat programul, persoana cu pricina e gata să vă țină un ceas și jumătate o conferință gravă de specialitate. Cum? Nu vă pare bine? De ce v-ați întristat? Mai așteptați o clipă, că doar n-am terminat. Pe de altă parte însă găsim că e anormal să vă chemăm la teatru ca să adormiți în stal, că somnul în aceste condiții verticale și atât de izolate nu face 5 parale, că nimeni nu poate pretinde nimănui să înghită festivalul cu conferința lui din spirit caritabil și din filantropie, știind mai dinainte ce toată lumea știe, cu voia dumneavoastră ne abatem de la modă și în loc de conferință veți asculta o odă. Prea onorate doamne, distins auditor, subiectul odei acestea e atât de îngrozitor că biata muză, albă de spaimă și uimire, când i-am cerut concursul, în loc să mă ajute, în loc să mă inspire, s-a dat pe lângă ușe, a pretextat ceva și a dispărut. Adio, m-a părăsit, așa, cu călimara plină de noapte și de proză, e vorba de bacterii și de tuberculoză, e vorba de bacilul lui Koch, precum vedeți, un subiect anume făcut pentru poeți. O, nu vă fie teamă, și dracul este negru când stă să-l zugrăvească un Nicol Ari integru, dar aici un pic de galben și dincolo puțin albastru și pe gură o dungă de carmin, cu toate că adineori părea insuportabil, din dracul și negru devine acceptabil. Ba fac, dar nu fac oare zilnic cu coanele și ele cam tot același lucru pe propria lor piele? Ba fac așa chiar domnii de genul femeiesc. Bacilul despre care aș vrea să vă vorbesc se află aici în sală, știu bine că mă ascultă, dar nu vrea să-și trădeze prezența lui ocultă, intrarea n-a plătit-o fiindcă e mititel, dar unde-i lume multă, acolo e și el. Incognito ca regii și nepoftit pătrunde în orice fel de casă, îl întâlnești oriunde, în berării, pe stradă, la cinematograf, îi place să se joace cu alți bacili în praf, se duce la plimbare cu trenul, cu tramvaiul și peste tot se ține de pietul om ca scaiul, în fabrică, la școală sau pe trotuar, haihui, dar peste tot își vede de afacerile lui, își dă ades pe credit persoana lui culantă, cu o scadență lungă, când nu e galopantă. Regia de tutunuri face mult rabat, la băuturi spiritoase, e cointeresat, din orice abuz profită, la pândă invizibil, în lupta mare a vieții e mic, dar e teribil și chiar atunci când pare că doarme, e deștept, la primării el este consilier de drept și tare în atmosfera comunelor urbane e cel mai mare dușman al speciei umane. Prea onorate doamne, când țin acest discurs, dacă ați vedea că intră în sală aici un urs, n-ați năvăli afară prin uși și prin ferestre, utilizând cu toții resursele pedestre. De ce? Fiindcă e mare și foarte fioros, bacilul lui Koch însă e mai primejdios, dar fiindcă nu se vede și fiindcă e prea mic, nu sperie pe nimeni. Să judecăm un pic. De-ar fi cât Himalaya, ori numai cât a luna,
când știi că te omoară mic, mare, nu-i tot una. Să-mi spuneți dumneavoastră ce importanță are când un tâlhar te împușcă, dacă e mic sau mare. O fi el mic, bacilul, dar e rău. Pe lângă el, o biată matahală de urs e ca un miel. Câți oameni mor, de pildă, în fiecare țară, mâncați de urși. 3-4. Pe când această fiară, acest vrășmaș de moarte al genului uman, atacă și distruge pe fiecare an, nu 10, nu 100, ci mii și mii de vieți, ci 10.000 și sute de mii de tinereți. Că judecându-l după isprăvile lui crunte și după lăcomie, apare cât un munte, un monstru, un balaur încolocit în spațiu ce înghite fără milă, înghite cu nesațiu și tot nu-i mai ajunge, tot nu mai e sătul. Cu voia dumneavoastră l-am insultat destul. Ar fi acum momentul să-l punem sub o lupă, să știm ce formă are și cu ce se ocupă. După savanți și medici ca doctorul Argon, bacilul se prezintă sub formă de baston. Dar bolnavii săracii spun doctorului Ciucă că lor li se prezintă sub formă de măciucă. Ce-i el de fapt? Un zero, un fel de vârcolac. Nici cât un ou de muscă, nici cât un vârf de ac. Ceva așa, cilindric. Regret că nu găsesc o cretă și o tablă ca să vi-l zugrăvesc. S-a zis că face parte din regnul vegetal, dar eu nu cred, fiindcă nu-mi pare natural să fie din aceeași familie cu floarea, să fie văr cu macul și rudă cu cicoarea, cu gingașa mimoză, cu palidul narcis. Ar însemna că își face familia de râs? Nu. Nu prea are aliură de plantă. Dimpotrivă, ați întâlnit vreodată o plantă agresivă? Văzută ați dumneavoastră o floare sau un pom să sară din grădină și să se dea la om? Ori ați putea concepe vreun fel de ciupercuță ce stă să se repeadă când nimeni nu se asmuță? Când nimeni nu asmuță? Dar în sfârșit să admitem că scârba asta mică ar moșteni în caracter ceva de la urzică. Nu prea importă regnul din care face parte, cât mai cu seamă felul cum știe să se poarte, distruge în organisme țesuturile vii, se instalează în trupuri firave de copii, îl poartă nas și în gură aproape orice persoană, dar el preferă pieptul de fată diafană, deși nu prea rezistă nici cei mai mari atleți și curios. El are de mult pentru poieți un fel de slăbiciune, s-ar zice că anume îi place să distrugă cei mai de preț pe lume, de obicei trăiește la umbră. Scos la soare devine melancolic și câteodată moare, dar nu întotdeauna. Uscat ca o mumie, ades de supărare el cade în letargie, devine colb, se înalță pe un strat de aer moale, plutește în atmosferă și dând mereu târcoale în jurul lui. În jurul nostru iarăși găsește un cotlon și căpătând viață devine iar baston. Savanții îl studiază făcând din el culturi, un fel de gelatină, un fel de răcituri pe care stau microbii ca în sânul lui Avram și se mulțesc acolo în voia lor. Uitam, el dragoste nu face. Cu omul în contrast, bacilul lui Koch este surprinzător de cast. Dar cum se mulțește atunci? Prin ce minune? Prin scizii paritate sau prin diviziune? Se rupe întâi în două, apoi se face în patru și în 9 luni în stare să-ți umple acest teatru. Cu fii, nepoți, nepoate și socrimari și frați și veri și verișoare și cuscri și cumnați, că niciun fel de babă de-a lor n-ar fi în stare să spuie a cui este și câte neamuri are. Prea onorate, Doamne, doar câteva cuvinte și am isprăvit. Vă asigur că nu mi-am pus în minte să vă servesc bacilul lui Koch o noapte întreagă. Cum toată lumea știe, microbul se propagă prin aer, prin contactul cu un bolnav în casă, prin lapte și prin carne de vacă ofticoasă, dar mai ales sărutul, când cade pe un teren prielnic, răspândește agentul patogen, deci n-ar fi rău, fiindcă prudența e de aur, să vă feriți din calea acestui mic balaur și orice om cu minte să cugete mai des, că n-are nicio grabă și niciun interes să moară de ftizie. Că poate să-și aleagă o altă maladie sau poate să-și dea singur în cap cu o măciucă, în caz când existența îi pare, în caz cu o cărămidă, în caz când existența îi pare insipidă. Dar dacă îi place viața și soarele, atunci e bine să respecte aceste vechi porunci pe care medicina din veac le prescrie și dumnealui se face mereu că nu le știe. Să nu stai toată ziua vârât cu nasul în scripte, iar laptele și carnea să fie bine fripte, în orice alimente și în orice băutură
să puneți acid fenic, nu mult, o picătură. Și cel puțin o dată la 2 săptămâni, tot omul să se spele pe față și pe mâini, la poștă și la gară și în orice loc murdar, e obligat tot omul să scuipe în buzunar, că pe podea nu-i voie, decât în caz de boală. Iar când te duci la teatru sau intri în vreo școală și aerul de acolo îți pare echivoc, e mai recomandabil să nu respiri deloc. Acei ce au bronșită sau tuse măgărească, de semenilor teferi, grozav să se ferească, să nu-și mai piardă noaptea prin locuri nepermise, să țină toată iarna ferestrele deschise și vara să se ducă la aer, la Sinaia, să stăie închis și în clasă, că afară e udă ploaia. Pe lângă asta e bine, când suferi de anemie, cu propria ta viață să faci economie, de nu vrei ca la urmă să te trezești mofluz, evită surmenajul și orice fel de abuz, rărește-o cu tutunul, mai lasă băutura, iar dacă din păcate vrei să-ți apropii gura de epiderma unei persoane din elită, oricât ar fi persoana aceea de grăbită, la locul ce urmează să fie sărutat, să dai întâi cu o cârpă muiată în sublimat, ori, ca să fiți mai siguri de viață, eu vă zic, nu sărutați nici mână, nici gură, nici nimic. Bacilului Coc, George Toprăceanu, 1928.